Polițiștii de prevenire a criminalității, sprijiniți de efectivele serviciului rutier, au desfășurat activități în cadrul programului educațional Școala Siguranței TEDi. Programul este implementat de Poliția Română și are ca scop informarea elevilor din clasa 1 cu privire la potențialele pericole specifice vârstei lor și furnizarea unor soluții pentru gestionarea acestora. De această dată, beneficiarii activităților au fost elevii din clasa 1 de la Liceul Danubius din municipiul Călăraș. Pentru ce crezi tu că reprezintă acest indicator? Și pentru cine? Pentru cine e? Ne gândim așa un pic? Uite, acolo avem și pe ăsta la altă aici. Ia unul. Să nu alergăm. E o regulă de circulație, dar o aplicăm în altă parte. Să nu trecem pe stradă. Acest indicator. Este pentru șoferi. Și ăsta tot pentru șoferi este. Și îi atenționează din timp că trebuie să reducă viteza și să circule cu viteză sporită, cu atenție sporită, pentru că se apropie de o școală. Corect? Deci, nici pe dreptul acestui indicator nu avem voie să traversăm. Singurul indicator prin care, prin dreptul căruia avem voie să traversăm, este acesta. Deci regula, o regulă foarte importantă este aceea că niciodată nu trebuie să confundăm acest indicator cu acestea două. Pe aici avem voie să traversăm, aici nu avem voie să traversăm și nici aici, pentru că astea se adresează șoferilor, da? Sunt pentru șoferi, să-i atenționeze. Fie că urmează o trecere de pietoni, fie că urmează o școală și trebuie să fie mult mai atenți, pentru că sunt mulți copii în zonă. Exact, foarte bine. Îmi spunea ceva de semafoare. Da. Ia să-mi spuneți voi mie acum. E culoarea de semafoare privat. Și albastru. Uite-l aici, unde-l vezi tu pe albastru? Ia uite-l aici. Avem albastru? Nu. Și uite, ce avem aici? Asta este? N-avem voie să nicio formă, da? Nici pe galben? Ăsta semaforul ăsta pentru cine? Pentru mașini. Bravo, pentru foarte mașini. Bine. Și pentru? Sau nu prea? Pentru. Păi ia uităm și pe ăsta. Acela este pentru oameni. De unde știi că e pentru oameni? Adică pentru pietre? Ala, pentru acolo sunt niște oameni. În primul rând sunt niște oameni pe el, da? Și în al doilea rând pentru că are câte culori? Două. Doar două culori. Cel pentru mașini. Diferența e clară, da? Da. Nu le încurcăm sub nicio formă. Nu. Pentru că dacă ajungem în intersecție la orizont, da? Știm, intersecția de la piață, da? Acolo o să vedem și indicatorul ăsta îndreptat așa spre șoferi și indicatorul ăsta îndreptat spre oameni, chiar pe lângă trecerea de pietoni. Noi de care indicator ținem cont? Dacă suntem pietoni cu mama de mână. Doar cu acesta. Nu-l confundăm cu ăsta. Pentru că ăsta este, cum am zis, astea sunt indicatoare pentru mașini, de atenționare. Asta este indicatorul de trecere pentru pietoni. Pentru pietoni. Același lucru nu trebuie niciodată să îl confundăm, da? De ăsta cu acesta. Corect? Ok. Și acum hai să ajungem la regula de circulație legată de traversare. Cine poate să-mi spună așa, să vină aici lângă mine și să-mi explice cum traversează cel mai corect un copil de clasa a? Clasa a 1. Hai de vină cu mine și arată cum. Să ne închipuim că aici avem o trecere de pietoni, că aici asta este șoseaua, da? Și noi am ajuns pe trotuar, pe trecerea de pietoni, avem aici și indicatorul pentru pietoni. Cum procedezi tu? Și tu ce explici? Mai întâi mă uit la semafor și văd oare este roșu, oare este verde. Și dacă este verde, traversez. Cum? Așa,
nu foarte încet, nici da. Foarte repede, da? În niciun caz nu alergăm pe trecerea de pietoni. Ok. Tu mi-ai spus că te-ai oprit, da. Ai verificat culoarea semaforului.